Suntem în direct cu antrenorul oaspeților, Leo Grozav, învingător astăzi 3-1 în Ștefan cel Mare. Matilda Popa de la ProTV te întreabă cum comentezi faza penaltului și eliminarea. A noastră? Cum să o comentez? A fost o stupizenie de-a noastră. O minge care putea fi foarte ușor rezolvată, fără niciun fel de efort. N-am tratat-o cum trebuie, am intrat într-un carambol, am pierdut duelul și de acolo probabil că, sigur, a fost și un fault, nu s-a văzut foarte clar, dar probabil că arbitru fiind foarte aproape de fază, cred că a procedat corect. Un pic cam drastic pentru noi, și penalti și eliminare, nu cred că se impunea, dar în sfârșit. Cornelia Vrădan, Antena 1, te întreabă, ați avut emoții fiindcă s-a marcat așa de vreme? Da. Cinstit, vă spun că am avut emoții pentru că am făcut-o și la meciul acasă și în general am semnele mele în fotbal și de fiecare dată când marchez foarte repede îți autoinduci o stare din asta de relaxare care nu e bună la fotbal și dacă nu ești atent poți să vă dați seama, mai ales când am primit penalti și eliminare am fost absolut convins că va fi foarte, foarte greu să mai putem să câștigăm. Din fericire pentru noi, a doua repriză am reușit să am avut câțiva jucători care s-au detașat. Ștefănescu a fost unul dintre ei. Ștefan a făcut un joc iarăși foarte bun. Ca și toți ceilalți. Dar ei s-au detașat și au reușit pe fază de atac să facă diferența. A existat o motivație aparte pentru această partidă, având în vedere nemulțumirile anterioare? Nu, niciun caz. Nu. Știți cum e, fiecare acolo unde muncește trebuie să-și apere interesul până la urmă. N-am făcut-o cu răutate, dar e un joc psihologic și înainte de joc. Eu trebuia să țin și băieții mei foarte concentrați. Era normal să le spun că dinamoviștii se antrenează, sunt pregătiți pentru meciul cu noi, dată și situația din clasament. Era normal. Când joci la Dinamo nu poți să stai relaxat și nu, n-a avut niciun fel de miză aparte decât cele 3 puncte și la fel ca la fiecare joc ne dorim să le câștigăm. Matilda Popa ProTV vă întreabă ce credeți despre situația clubului Dinamo ca fost Dinamo? Da, îmi pare foarte rău că s-a ajuns în situația asta. Este clar că nimănui nu-i place, cu atât mai mult dinamoviștilor. Sunt unul căruia îi pasă de ce se întâmplă în momentul de față la Dinamo și chiar îmi pare rău. Dar eu sunt convins că oamenii care sunt în momentul de față lucrează pentru club, sunt alături de club, vor face tot ce omenește posibil ca un club de mare tradiție al fotbalului românesc să revină acolo unde este locul în prim planul fotbalului, de la noi. De la Antena 1, tot Cornelia Vrădan vă întreabă, v-ați temut de faptul că ploaia ar putea opri acest meci? Nu m-am gândit, chiar la asta nu m-am gândit. Într-adevăr, a fost câteva momente în prima repriză când ploua foarte, foarte tare, dar nu m-am gândit că se va întrerupe partida. Eventual putea să mai fie amânată puțin, dar nu, în niciun caz să se întrerupă definitiv. Mulțumim. Cu mult drag. Sănătate, baftă, doresc. Ești ok? Sau?